Instrumentele muzicale cu coarde. Nu există documente care să ateste momentul apariției instrumentelor muzicale, indiferent dacă vorbim despre instrumentele cu coarde, de suflat sau de percuție. Se presupune că în preistorie, sunetul produs de frânghia unui arc de vânătoare, atunci când a fost întins la maxim, i-a atras atenția omului primitiv care ar fi folosit sunetul astfel produs în diferite ritualuri. Aceasta este doar o presupunere, fără a exista însă documente doveditoare în acest sens. De-a lungul timpului, instrumentele cu coarde au suferit foarte multe transformări, datorită perfecționării modalităților de construire, a materialelor folosite, precum și a zonelor geografice în care acestea erau folosite. Deoarece sunetele produse de corzile care vibrează au o intensitate scăzută, instrumentele cu coarde au o cutie de rezonanță, adică o cutie care ajută la amplificarea sunetului. Deasupra cutiei sunt întinse un număr variabil de coarde confecționate din fire metalice sau din intestine uscate de diferite lungimi și grosimi. Pentru a produce sunete, corzile pot fi ciupite, frecate sau lovite. Ciupirea corzilor se poate face cu degetele sau cu un mic obiect de plastic ținut între degete care produce același efect. Dintre instrumentele muzicale la care producerea sunetelor se face prin ciupirea corzilor, fac parte chitara, harpa și mandolina. Frecarea corzilor se face cu ajutorul unui accesoriu, arcușul. Acesta este confecționat din lemn de trandafir, la care se atașează fire de păr de cal. Instrumentele muzicale la care sunetele se obțin prin frecarea cu arcușul sunt vioara, viola, violoncelul, contrabasul și alte instrumente specifice diferitelor zone geografice. Lovirea corzilor se face folosind ciocănele speciale confecționate din diferite materiale care ajută la producerea sunetelor sau printr-un mecanism care conține un sistem de ciocănele. Dintre instrumentele muzicale la care sunetele sunt produse prin lovire fac parte pianul, clavecinul și țambalul. Vioara a apărut în secolul al XVI-lea ca o evoluție a instrumentelor muzicale medievale cu coarde. Modul obișnuit de a ține vioara este de a fi așezată sub bărbie și sprijinită pe umărul stâng. La vioară se cântă cu mâna stângă. Mâna dreaptă ține arcușul cu care sunt frecate corzile viorii. Să ascultăm sunetul viorii. Viola este considerată sora mai mare a viorii. Diferențele dintre vioară și violă sunt următoarele. Timbrul violei este mai închis, mai moale decât al viorii. Viola este puțin mai mare decât vioara. Să ascultăm timbrul violei. Thank you.
Violoncelul este un instrument și mai mare decât viola, atinge până la 1,20 m. Deoarece este așa de mare, instrumentistul stă pe scaun, fixează violoncelul în podea cu ajutorul unui picioruș, apoi îl susține între genunchi. Sunetul violoncelului este mult mai grav decât cel al viorii și foarte cald. Să ascultăm timbrul violoncelului. Contrabasul este cel mai mare instrument cu coarde și arcuș. La fel ca la violoncel, în partea de jos are un picioruș care se fixează de podea. Fiind foarte mare, instrumentiștii cântă la el stând în picioare sau așezați pe scaune foarte înalte. Timbrul contrabasului este mai închis decât cel al violoncelului. Să ascultăm timbrul contrabasului. Harpa este unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale. Nu se poate stabili originea harpei, dar este prezentă în picturile aparținând popoarelor antice. Harpa este alcătuită din 47 de corzi. Unele sunt colorate pentru a putea fi găsite mai ușor. Timbrul harpei este liniștitor, cald și foarte plăcut. În orchestră apare destul de rar. Să ascultăm sunetul harpei. Pianul este considerat cel mai răspândit instrument muzical din lume. Pentru a cânta la pian, acesta este prevăzut cu un sistem de ciocănele care lovesc corzile aflate în interiorul cutiei de rezonanță a instrumentului. Să ascultăm timbrul pianului. Instrumentele cu coarde care intră în componența unei orchestre sunt vioara, viola, violoncelul și contrabasul. Timbrul cărui instrument muzical cu coarde ți-a plăcut mai mult? Argumentează alegerea făcută.